Este puțin mai mic decât România Mare. De la înălțimea celor 96 de ani ai săi, Dumitru Diță le-a trăit pe toate. A luptat în cel de-al doilea război mondial, a îndurat anii grei și negri ai comunismului, a trecut de revoluție și se bucură de anii pe care îi are. Nu se plânge de nimic, că ce-a trăit dânsul nu vedem decât în filme. Cu o luciditate și o precizie uimitoare, acest erou al României rememorează clipele dramatice ale războiului, atunci când moartea era mai aproape decât cămașa, cum îi place să spună. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Era tot un fum, tot un fum era de arme, de tank, de proiectile, de proiectile de branduri, proiectile de tot un fum era de arme, de rachete. Era tot un, era un iad. Rușești, erau cruzi, erau cruzi, erau fără milă. Aoleu, ce de morți era, Doamne! Iadul pe pământ. Împușcați, striviți de tank, pur și simplu omorâți pe capete. Sute de mii de români au fost rași de pe fața pământului, uciși cu sânge rece. Aproximativ 800 de mii de români au murit sau au fost dați dispăruți în cel de-al doilea război mondial. Dar ororile de pe câmpul de luptă sunt încă vii în memoria celor care, parcă doar printr-o minune, au scăpat cu viață. Din păcate însă, numărul persoanelor care au scăpat vii e mult prea mic, în comparație cu numărul morților. Iar printre cei care nu s-au întors acasă de pe front în sicriu, ci pe propriile picioare, se numără și Neamitica, cum îi spun localnicii. Acum are 96 de ani și printre lacrimi, cu vocea tremurândă, ne-a povestit momentele crunte pe care a fost obligat să le îndure. Era moartea mai aproape decât cămașa. Era un iad. Nu mai mă gândeam că mă ajung acasă. Mă gândeam, Doamne, să ajung la tine sus la cer. Așa mă gândeam. Obligați să ucidă. Războiul a fost ca un joc pe viață și pe moarte, unde regula principală se ghida după expresia ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Al doilea război mondial a început în anul 1939. Pe atunci, Neamitica avea doar 17 ani. Era un puști când, în timp ce el era instruit pentru luptă, bărbații și bătrânii se războiau deja cu dușmanii. Dar, după o pregătire strașnică, i-a venit rândul și lui să-și ia la revedere, poate pentru ultima dată, de la familie. Visele lui Neamitică s-au năruit odată cu intrarea lui pe front. Nu se mai putea gândi la viitorul lui, pentru că simțea că moartea este la o suflare distanță de el. Fiecare pas înainte pe câmpul de luptă îi purta parcă tot mai aproape de moarte. O moarte sigură. În 43 am intrat pe front. Am plecat de acasă de recrut și am plecat, am făcut instrucție pe aici, pe niște păduri, pe niște câmpuri. Am făcut instrucție 40 de zile, până ne-a ruși, ne-a îmbrăcat la cazarmă, ne-a îmbrăcat și noaptea ne-a pornit. Ne-a pornit pe front. Noi am fost 40,
Corpaș cu 43 ne-a luat cu bani mai înainte pe noi. Și pe noi s-a terminat ăștia bătrânii. Păi unii au murit, unii n-au mai putut să mai lupte, dar noi care am rămas ăștia la urmă, ăștia ne-a băgat, ăștia 44. Eram cu 44, ne-a băgat cu bani înainte. Era mai cu bani mai înainte ne-a băgat. Era lipsă de soldați, de armată, era lipsă, că au murit mulți. În frig, pe ploaie, pe vânt, tinerii soldați au pornit la război să-și apere țara. Parcă mintea le-a fost setată să uite de tot, de casă, de familie și de frica de moarte. Singurul lor țel în viață era apărarea României. În partea de spre răsărite am luptat. Am luptat mai noaptea. A trecut Prutul, Siretul, Prutul, Nistru, am trecut apile astea. Compania era patru plotoane, era patru plotoane, era 20, 40, 100 de toată compania. Trăgeau și rușii, trăgeam și românii, trăgeam toți. Trăgeai, dar mai îl vedeai pe acolo și te dai cu capul acolo, doar mâna sus era ridicată, cu mâna pe trăgaș, pe armă, că doar să tragi. Când primeam comanda, trageți, trăgeam toți. Totul era, o flacără era. Și când trăgeam toți, trăgeau și ei de acolo. Era moartea mai aproape decât cămașa, decât Domnul Dumnezeu mai era cu noi. Zile, săptămâni întregi fără somn, în frig, epuizat fizic și torturat psihic, înconjurat de cadavrele camarazilor, ținut prizonier de către ruși. Așa a trăit Nea Mitică pe front. A trăit, e mult spus, pentru că deși inima îi bătea și simțea cum aerul îi intra în plămâni, parcă era pe jumătate mort. Era mai multe fronturi, nu era numai într-un loc aici. Aici era regimentul 3 vânători moto, alte regimente înșirate așa, mai multe poziții, mai multe fronturi era, mai multe linii era de pe front. Pe frontul nostru, pe linia noastră, unde am fost noi, ăștia, regimentul 3 vânători moto, ăștia era branduri, era compania de specialități, pușcași, motocicliști era patru companii de aia. Și ăștia ne băga pe toți odată pe un front. Eu am fost în comandă de specialități. Aveam branduri, aveam armi mitraliere, aveam puși mitraliere, aveam alte pistoale. Ne-a dat o grămadă de muniție, o grămadă de arnașament, tot. Știam că ne pornește, ce era să le ansuri, trebuia să puși dacă fugeai, dacă nu te mai duceai, te dea dezertor, când te prindea, păi te împușca. Trebuia să te duci, nu, e rar. Nu s-a întâmplat, n-am auzit în regimentul 3 vânători moto să fi fost un dezertor, nu știu. Știu că a murit unul până să plecăm pe front, a murit unul, s-a împușcat pe unde făceam instrucție, pe câmp. Era într-o sâmbătă și mi-aduc aminte, s-a desculțat la picior și a tras cu degetul de la picior, a tras pe trăgați și a pus arma la inimă. Imediat, cum a tras, l-a și împușcat în inimă. Unii camarazi cedau psihic. Nu se putea obișnui cu gândul că pentru a-și apăra țara, era obligați să țină o armă în mână, să împuște și să omoare inamicul, pur și simplu să ucidă cât mai mulți oameni, ca ei să scape cu viață, ca țara lor, a noastră, să nu ajungă sub stăpânirea inamicilor. Câmpiile înverzite, codrii din care se auzea odată doar ciripitul păsărilor, au fost pătate cu sânge. Morții erau mai deși decât firele de iarbă. Era mulți care intra, gruntul ăla intra până inimă. Dacă nu era băgat mai jos în tranșou, în pământ, intra în inimă. Aveam casca în cap, dar care erai cu casca și nu intra glonțul prin casca, că era de oțel, erai cu așa, pe deasupra. Dar dacă erai mai deasupra, apoi te împușca, trebuia să stai bine cu cap, doar mâna ridica acolo, cu mâna pe trăgaș. Fie că am împușcat mâna, fie că i-a retezat mâna. Un pas greșit și moartea era a lor. Viața soldaților de pe front se putea sfârși într-o fracțiune de secundă. O respirație greșită și gata. Din războinic devenea doar încă un trup rece. Era tot un fum, era de arme, de tank, de asta, de proiectile, de
proiectile de branduri, proiectile de... Tot un fum era de arme, de rachete. Era tot un... Era un iad. Eram acolo în fața inamicului. Când eram cu arma, eram cu inamicul în fața noastră. Am ajuns ca să... Aproape la baionetă am ajuns. Care a fost la baionetă, acolo era pe moarte și pe viață. Bagă el baioneta în mine, bag și-o el. Care-l și mai tare? Așa era. Așa când ajung la baionetă. În regimentul din care făcea parte Neamitică, misiunea lui era aceea de observator. Eu eram sus și mă dădeam jos când vedeam că a venit. Am raportat, uite, e aproape să vin, are un kilometru, are o jumătate de kilometru, are o 200 de metri și gata, mă dădeam jos. Puteai să mai stai sus când vedeai că vine puhul de ruși. Îmi făceam repede amplasamentul și mă atașam și eu lângă colegii mei. Și luptau. Aoleu, ce de morți era, Doamne, morți, săraci, morți. Alții mai mișca, alții mai țipa, mai iau alea, până venea de-i lua. Doamne, Doamne, era jale, era iadul pe pământ. Se perpelea săracii până muria. Apoi veneau tancurile, să fugi de acolo până acolo, până noi fugiam. Să ferească Domnul să mai fie război peste lumea asta. Când s-a potolit focul, atunci te lua de acolo rănit și te ducea brancardire, te lua cu mașina, te ducea în urmă. Te ducea în urmă de tot, ducea la cimitire, pe aia care era. Îi mai băga, cum îi bagă, îi băga ca pe animale. Îi băga acolo și la rând îi pune acolo pe morți. Făcea o groapă comună și pune acolo 10 aici, într-un cimitir sau cât rămânea de pe front, după se potolea frontul, când se potolea tragerea. Atunci, păi, venea mâncare, păi, sau ne rămâneam de... schimba alții care au murit, pe aia care mărte îi lua, așa se perindea frontul, până când s-a făcut, până când, păi ori ne ia ei pe noi prizonieri, ori luăm noi pe ei. Dar i-am luat noi pe ei, că s-a dus, că contingentele noastre, aici de urmă, ei care au fost mai mari ca noi, a ajuns până la cotul Domnului, la Odessa, la Crimea. Camarazii mureau sub ochii lui Neamitică, iar el se simțea atât de neputincios. Urletele de disperare și de durere ale răniților, parcă le aude și acum. Îl bântuie și astăzi, poate tocmai din cauza că atunci, pe front, Neamitică nu putea să facă nimic pentru ei. Nu putea să le întindă o mână de ajutor, pentru că asta însemna moarte sigură și pentru el. Când se potoleau focurile de armă, soldații apucau să mănânce și să-și potolească foame. Era conserve, și se usca conservele și asta pâinea, se usca, era tare ca cărămida, era ca să o mâncai și era să faci, mâncai din nișor așa, o rodei. Nu era apă, beam de urmele de vaci, de văpnuri, de căruțe care trecuse pe acolo, căruțe, lacuri, beam lacurile, era bună apa aia de acolo, o beam ca pe apa din jur. În condiții inumane, mai ceva ca animalele, soldații luptau și nu luptau pentru supraviețuirea lor, ci pentru supraviețuirea țării. Asta înseamnă patriotism. Tot ce conta pentru soldați era soarta României. Luptătorii, fără grade, stăteau în fața morții, fără teamă. În timp ce? Toți comandanții erau îmbrăcați militari, militari ca și noi, pentru că când venea de, era să ne ocupa, avea mare necaz pe comandanți, n-aveau nici galoane. Noi cunoșteam că e domn colonel Șerbănescu, domn colonel Anastasescu, domn colonel Rășcănescu, îi cunoșteam, era îmbrăcat, tot ca mine, n-avea nici galoane pe umăr, pentru că avea pe ei, avea pe ăștia, pe comandanți aveau necazul ăștia rușii, pe comandanți aveau necaz. Că ei de ea comandă să înaintăm sau să ne retragem. Neamitică n-avea niciun grad, era un simplu soldat, dar un român, un patriot adevărat. Neamitică vorbește cu durere în glas despre lucrurile teribile la care a fost martor. Iar aceste mărturii, vii și azi, ne aduc aminte că războiul nu a fost doar unul al strategiilor, al armelor sau al marilor generali de armată. Fiecare om,
soldat sau civil, a suferit în acel război și viața i-a fost schimbată radical. Ca să nu mai spunem că milioane de oameni și-au pierdut ce aveau mai de preț. Viața. Rușii ăștia erau cruzi, erau fără milă. Nu se mai gândea nimeni că mai venim acasă. Dacă era front, era război și aici ajunseră rușii înaintea noastră. Acoperesele toate satele. Venea pentru fel de fete, femei, era foarte barbari. Cu toate acestea, românii nu și-au pierdut speranța și au luptat. Au stat departe de familii și s-au războit fără să le pese că poate va veni momentul în care ei vor deveni victimele războiului. A venit rușii peste noi, n-am mai putut să mai ține nimeni acolo. Că au venit, a avut arma aia, catiușa aia, i-a secerat pe noștri pe toți, i-a secerat, parcă secer cu coasa, a secerat, așa era catiușa, bute așa bătea, glonțe, la milimetru bătea. Erau mult mai aveau arme mai multe, mai speciale ca noi. Și erau și mai mulți pe front. Și erau cum e frunza erau, erau mulți de tot ei. Parcă ziceai că răsare de-n pământ, așa era ruși. Ne-am trezit în cercul azi. Unde să te mai duci? Colo ruși, colo... N-ai pe unde ești să mai ieși. Era înconjurat de ruși. Ne-am trezit prizonieri. Unde să mai te duci? Un colo ruși, peste tot. O companie întreagă ne-a luat. Ne-a băgat acolo la un câmp de-asta, un conac de-asta mare, unde a fost boier de-astea înainte. O clădire mare. Ne-a luat armele, armele, toate armatura ce am avut și ne-a dat băgat acolo în cușca, în curtea mare. M-a lungit așa pe spate și eu nu mai mă gândeam că mai ajung acasă. Ziceam, Doamne, când mai ajung eu acasă, am terminat cu viața aici rămâi pe pământul ăsta, pustiu. Atunci, Neamitică, împreună cu alți camarazi de-ai lui, au devenit prizonierii rușilor. Iar soldații români se gândeau că acolo își vor găsi sfârșitul. Gata, ceasul morții a bătut și pentru ei. Dar, la un moment dat, Neamitică povestește, a observat o mișcare pe lângă el și, curios să afle ce se întâmplă, a analizat puțin terenul și... Trecea pe lângă mine mereu așa, trecea niște soldați așa, parcă-i văd. Nu ce-o fi ducând ăștia, mă uitai după el, se ducea acolo după magazie mare, magazie de-astea mare așa. Când acolo se băga pe sub țârma ghimbată, ieșea ca câinii de acolo. Ia să mă bag și eu. Și de la rând. Dar nu se auzea o șoaptă. Românii deștept. Și am ieșit și eu. Ieșit am fost. Noi care am fost prizonieri, am ieșit pe sub gardul ăla. Și ne-a apucat noaptea. Până niște munți, până niște... Și să... Noaptea s-a făcut frig. Puneam frunze de tufă, frunze, de copaci, puneam de alea uscatării pe noi, că s-a făcut frig noapte. Pe la miezul nopții ne trezim că venea oameni, venea militari, soldați. Tot de fi, s-a încheiat, făcea pace, ziga cât putea, pace. Aoleu, s-a încheiat administrația, să știți. Și toți ne-am bucurat când a văzut că vine militarii de acolo, că s-a făcut pace, 23 august, s-a făcut pace, s-a încheiat administrația. Și am venit fără frică. Fără frică am venit acasă. Am venit fără. Pe jos am venit. Neamitică povestește că a simțit cum dintr-o dată sufletul său împietrit de ororile la care a fost supus pe front a început să se încălzească de la razele soarelui care îl mângâiau. S-a simțit liber ca pasărea cerului. El a reușit să scape cu viață din ploaia de gloanțe. Uite că n-a intrat gloanțul ca să intre în inima mea. A intrat în cască, s-a dus pe la recoșat, a mers până la manta, a mers pe alături și pe mine m-a ferit și am ajuns acasă. Nu mai mă gândeam cum ajung acasă. Mă gândeam, Doamne, să ajung la tine sus, acel. Așa mă gândeam, Doamne, ai milă de mine. Altceva nu știam să zic. Și uite, Domnul Dumnezeu a avut milă de mine și m-a dus acasă. De acolo am venit acasă 2 săptămâni pe jos. Pe jos am venit. Întoarce-mi iar biruitor. Ostașii din batalionul 2, dar ne mai întoarcem toți, avem răniți, avem și morți. Avem răniți, avem și morți. Și alții nu s-au mai întors.
deși se simțea mai mult mort decât viu. Neamitică și-a adunat puținele puteri care i-au mai rămas și a pornit la drum. Lungul drum spre casă. Nici nu mai contau miile de kilometri pe care trebuia să le parcurgă pe jos. Era fericit că avea o nouă șansă la viață. Eu n-am întors acasă, eram leșinat de mâncat. Dădea femeile, știa când pe drum, ne dea să mâncă pâine, mămăligă, turtă, ce avea. Dădea bucălețele cu apă pe la poartă. Era drumul plin de oameni și am ajuns acasă. Două săptămâni am venit pe jos. Am ajuns acasă și s-am mirat că am mai venit, că nu mai veniseră mulți și când a văzut s-am mirat că zic că a fost mort și a înviat. Am venit și am rămas pe prispă, nu puteam să mai vorbesc de leșinat de foame. M-a sărutat toți, mi-a dat o cană de lapte, parcă văz femeia, o cană de lapte și mi-a dus o cană de lapte bătut. A fost cel mai gustos, cel mai dulce lapte pe care l-a băut vreodată neamitică și l-a savurat din plin. Așa cum de atunci și până în ziua de azi gustă viața. Chiar dacă nici după război soarta nu a fost prea miloasă cu el, Neamitică s-a întors de pe front acasă la soția lui, împreună cu care a adus pe lume 4 copii. La al patrulea copil mi-a murit soția, avea 29 de ani. Rămas văduv, la 2 ani după moartea soției, Neamitică s-a recăsătorit și a mai făcut 4 copii. S-a căsătorit toți. Am nepoți, am strănepoți. Dar numai el, Neamitică, se poate bucura de cel mai frumos cadou pe care putea să-l facă un veteran de război țării lui. Pentru că și a doua soție a murit, tot de tânără. Așa că acum bătrânul care a luptat pentru țara lui își trăiește în singurătate anii ce i-au mai rămas pe această lume. Dar nu se plânge nici de singurătate, nici de sărăcie. Asta chiar dacă are o pensie mult prea mică. Cât aveți? 4.400.000. Cum vă descurcați cu bănuții ăștia? Mă descurc bine, că nu fac abuz, nu beau, nu fumez. Mă dă un cupăr de mâncare. Asta e pentru mâncare. Și vă ajung bănuții? Mi-ajunge. Sunt mulțumit, nu lipsă de nimic, am de toate. Eu mai fac și economie, mai lemne, mai... Fac cu cocem, ai pus și deoparte, că așa suntem noi ăștia bătrânii. Mai pune și deoparte pentru Domnul Iisus. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în vestăvâni. Aveți remușcări că ați omorât oameni? Nu, am zis așa că dacă eu am tras cu arma, dar poate gruntul meu nu s-a dus în vreun om, n-am omorât pe nimeni. Poate dacă n-am omorât pe nimeni, nici pe mine nu m-a omorât Domnul Dumnezeu, nu m-a lăsat ca să moară. S-am tras, că ar trebui să trag. Că na, dacă nu trăgeai, ce faceam atunci? Dar poate gruntul meu n-a intrat în om, n-au și omorât pe cineva. M-am gândit la lucrul ăsta de multe ori, n-am omorât pe nimeni. Eu așa m-am gândit totdeauna.